Hai, salut, oameni, am ceva ce sunt lecturatul și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră GTA 5 Real Life. Aici împreună cu cea mai mișto mașină cumpărată recent, achiziționată de miliardarul în lire sternile, domnul Bercea. Dacă vă uitați atent aici, în partea dreaptă, aici jos la mașini, scrie Special Manufactured for Mr. Bercea. Un interior foarte, foarte, foarte nou, foarte inovativ, aș putea spune, al acestei mașini. Stai mă pe loc! Asta le mă, lași să mă uiți și-o la ea. Lasă să deschid și asta, văd, aha, că nu mai putui, ia uite-le ea. Așa da. Așa da, deci da. Am să vă rog, domnule Bercea, dacă puteți să-mi mânați și mie volanul pentru un test drive, dacă se poate. Și dacă nu vă supărați prea tare. Doar volanul? Să mă învânați volanul, adică să te dai jos din mașină, să mă urc eu la volan și să nu conduc. Nu pot, că tu nu știi să am. Hai, grasule, nu mai faci așa, că dacă nu eram eu, nici nu-l aveai în ziua de astăzi. Hai, ce mă, ce dacă nu e tu, păi ce, am mai dat mie un leu? Nu, dar m-am milogit de alții pentru tine, hai, dă-te jos. Bine, mă, dar ai grijă cum mergi cu ea și... Na, mă, că eu n-am mai avut Lamborghini, mă. Păi, n-ai, mă. N-am mai mers cu Lamborghini, tu ești singurul care merge cu Lamborghini, da, ia să vedem. Bă, de la bot e superb. De la cur nu-mi place de nicio culoare, nu știu de ce. Ba, mi-mi place. Bine, evacurile, nu pot să zic nici eu că-s fanul lor, dar să fiu sincer, mi se pare o mașină foarte sexy. Băi, viteză cam pauză, măcar e manevrabilă, adică, bine, văd că e destul de manevrabilă, adică se controlează bine, dar are un top speed foarte mic din câte văd eu aici. Băi, tocmai am rezolvat și noi problemele cu harta. Dacă aveți și voi aceeași problemă, trebuie să intrați la setări, la grafice și vă duceți acolo la texture quality. Texture quality vă puneți pe medium sau chiar pe low. Bine, noi am pus pe medium, voi vă puneți și voi pe ce vreți voi. Dar chiar niciun acolo, caz da, să nu fie very high sau mai știu eu ce, că din cauza asta nu se randează mapa. Aute, grasule, băi, știi cum mă simt acum, grasule, când mă plimb cu Lamborghini pe aici? Deci mă simt ca în prestanță. Simt bine, că botul ăsta văd că nu e gata făcut, adică vezi că... Da, mai are niște chestii pe acolo fundate așa cum ar veni. Dar oricum arată într-un mare fel. Vă vezi că o să te las aici, asta, mă, că eu vreau să mă uit de o mașină. Până una alta, tu trebuie să vii, uite, fix cu alea, că aici o să ne apară. Ne vedem acolo. Ok. Hai. Părăsește zona, aute grasul, ce zice Demian. Să părăsești zona, fraiere. Ia să vedem. Mașini, nu știu ce mașină să-mi mai recomandat mulți, mulți băieți niște mașini super șmechere, dar nu mai știu care sunt. Am uitat. Mercedes-Benz, Skoda Superb. Uite, fraiere, grasul, avem Skoda Superb aici, dacă vrei. Dodge Buffalo. Mă, ce șmechere și ăsta? Buffalo. Buffalo. Ford Old. Ăsta nu se încarcă. Ba da, what the fuck. Dubo pentru Jaf. Audi S4, nu. X5M. Bă, nu mai băgați manele aici, avala. Astea 200 de milioane, de unde ai avut tu bamă să ții de ăștia de 200 de milioane? Am muncit grasul, că ești omcistit. Să teleportăm un helper în teste la mine, grasul, le văd aici pe acoperiș în puii mei. În teste? Jaguar, scooter, CPR, SM Sport, Enzo, Lamborghini, JS. Ăsta-i mă, ăla e SVG-ul, da. Ăsta-i. Mai dă-l și bani pe el în puii mei. Cât costă asta, mă? 650 de... A fost ei bani de el. Mamă, grasule, fii atent ce mașină îmi cumpărai. Dacă nu sunt ce eu bogatul bogaților, nu știu ce e. Vino mai încă. Doar nu zici la Bugatti. Mai bine. Bă! Ce căcat! Bă, ce e cu capota aia? Și tu o vezi la fel? Bă, și tu vezi la fel capota aia? Pai de cioacă. Pai de cioacă. Bă, grasule! Dacă n-ar avea capota aia, ar fi frumos. Grasule, știi cât dă-i pe ea? Cât? 65 de milioane. Și eu credeam că eu la ți-a, dar măcar asta arată toată. Bă, măcar al tău e Lamborghini. Bă, dar unde te-ai dus? Mă duc spre ăla de tuning, dar nu știu, ia să mai avem un pe aici, prin apropiere. Da, uite ăla, adică ăla din stânga, din dreapta hărții. Am mai fost noi acolo, pe unde era Lester, înainte, în misiune din GTA 5. Pă, nu e atât de rea, dar nu înțeleg ce e cu capota aia, adică ce vrea să fie, bulbar? Și spoilerul e pus aiurea, nu? Da. Asta bă, frate, și dă-i bani pe ea! Au, scuze. Puterea de la Lamborghini. Alo, alo, pe aici. Bă, asta e mișto că e americană, da. Și că e umflată, da.
nu e, și e în 40. Bă, du-te dreapta, bă, n-ai să conduci. Eu, mă? Tu vezi ce bine conduci, ești nebun la cap. Mulțumit? Nu. Analizai acum. Bă, e mișto mașina, de ce zici? Păcat că e... Eu văzui gold și crezui că mi-o dă gold ca să fiu ca bogații lumii. Păi poți ce faci gold? Păi mi-o fac gold ca bogații. Că eu de-aia o luasem ca să-i impun opulență, să-i impun respect. Dodge. Bă, mai știu ce bă, ce cu țepele ăștia, mă, la mașini? Nici nu o tunez, că nu vreau. Și tu la fel. Vreau să o fac decât... Să o fac decât e performante, ce e asta? Classic, nu. Chrome, nu, mat, nu, metallic, cum pot să fac gold? Asta nu e gold, frate. Păi asta, dar unde găsesc culorile la gold? Mișcă-te, frate, de aici, nu vezi că mă învârt, ești chiar așa, dă-i drumul aici. Nu știu cum să fac asta. Așa și jantele mai trebuie să facem la mașina asta, că în rest e mașina de show. Ce se întâmplă? Nu spune că îmi dădu crash. Îmi dădu crash? Nu cred. Filmez, îmi pare rău. Nu vă pot ajuta. Nu înțeleg de ce. Wheels, wheel tie, sport, stock. He, așa da. Dar și tu nu înțeleg de ce mi-o dădu așa. Bă, e stricată sau ce are? Ce mă, ți-e să blochezi și ție? Ba nu, acum merge, dar nu înțeleg de ce am capota asta așa la mașină, că bă, mașina e foarte mișto așa. A făcut și gold, acum unde ești? Autelea. Dar nu înțeleg ce e faza aia cu capota, adică... Bă, e foarte mică, adică nu e zis că e sări, nu e aici. Exact, ia vină un coacă aici, e un garaj în stânga, să o iau iar, poate o fi bug sau ceva. Dar e frumoasă așa. Da, da, nu fuge din nicio culoare. Da. Bă, eu măcar dă 65 de milioane de 200. Am și. Adică SVG-ul tău, uite aici. Vreau să facem așa un clip, știi, și tot să mergi pe autostradă și odată Bercea să treacă așa cu 200 și ceva. Da, și să și cântăm, eventual, mergem ușor, geamuri fumuri. Ce faci, mă? Dă-te la o parte. Stai puțin. Ia-ți droga aia de mașină. Hai, dă-te mama. Ce-a făcut jo? Da. Gata. Nu bă, nu, asta așa e modelul, capota aia, să-mi bag picioarele, nu. Da, frate, ia uite ce e aici, du-te, pleacă cu aia ta. Băi, frate, deci nu înțeleg, am luat cea mai mișto mașină și cea mai ciudată în același timp, adică nu înțeleg care e șmecheria cu ea. Ia, treci în spatele meu, treci în spatele meu, mă, stai! Nu mă mai supăra, că vreau să fac o poză. Dar nu știu cum să fac să te vezi și tu. Te împing. Cred că mai bine vin la... Nu, nu știu cum să fac să te vezi și tu. Da, e bine oricum, hai. Dar de ce nu vrei să vii cu mine în mașină? Că e mașină șmecheră asta ce am eu. E mai mișto asta, mă. Bă, ta grasule, dai, tu ai dat și mulți bani pe ea, grasule. Grasule, când ai bani, îți permis, nu te mai uiți la bani. Ia și ia câți bani, ia... câți bani mai ai în portofel? Vorba aia. 3 milioane. 3 milioane, eu mai am 86 de milioane. Da, ta face așa. Ia uite. Ia uite. Zici că e așa la meu berberit de Anglia. Prost. Nu te lovi la mine pe filmare. Da. Dodge, bă, e mișto. Dar s-a aude sunetul ăla de american. Bă, dar nu fuge deloc. Bine că a ta e tunată grasul, de că dacă era să o luăm așa... De-aia ai pe autostradă, mă, să vedem top speed-ul la ta și la mea. Cred că mă iei. Bă, nu știu, la top speed posibil, dar așa... Au, stai, nu pe aici. Ia, vină încă. Păi vină pe aici, ce mai faci? Acolo vin, dar nu știam pe unde e. În față lași? Mhm. Ia-te pe aici. Păi, dar nu e autostradă acolo, mă. Da, bune. Păi autostrada aici, mă. Unde te duci să joci? Nu l-ai în față. Dar unde o lași? Coborâi jos aici, pe... Păi și așa, așa repede te duci, că nu te mai văzui, ești nebun. Hai, gata, du-te. Hai, bă, da, hai, dă-i bice, că... Da, să trec pe lângă tine așa, viteză. Bă, cred că tu tata aia mai mult. Mamă, cât de pet, cât de paletă e mașina asta, mâncați așa. Mă, cum poți să dai, mă? Milioane pe ea. Cât luași? 215. Vrei să zic cât e asta? Și șeptarul meu ia mai mult. Grasule, lua 163, grasule. Nu-ți exagerez, Loganul... 220, dar zici că sare motorul din ea. Loganul pe autostradă ia mai mult decât ea mașina asta care o am eu aici în joc. O, să fii sigur. 1.4 most power injection. Ce se strică? Nu știu că nu mai sunt în ea.
Stai să vedem dacă mai funcționează. Dar nu mă lovi. Mă sperie. Uite că merge. Ia cu ea pe plajă ca să-l agățat, vină cu ea. Ce e să agățăm? Dă-te de aici cu căruța ta. Chiar crezi că... Bă, ăsta e tank, mașina mea. E tank, căută-l aia. Atent aici. Bă, nu e așa rea, păcate capota aia pusă, deci... Ia uite, Antonel, ia. Da, mea nici nu se aude, că dacă nu se turează. Oh, brr. Oh, brr. Pe aici, în stânga, vreau să te zici și pe plajă, pun dolaș. Păi da, bă, dar vreau să repar și o mașinita. Bă, nu știu, pe mine mă cam supără mașina asta și ce cred că fac cu ea? Mă duc și o arunc în apă. Stai să văd dacă putem să urcăm aici pe podul ăsta cu ea. Și direct în apă dau cu ea. Și mă arunc și eu în apă, că sunt prost. Ia să vedem. Așa. Da, așa că eu vreau să mă... Că eu nu urc, eu îmi repar mașina. Grasule, am nevoie de ajutor. Nu pot, că rămăsă-i eu nu suspendat, Grasule. Păi dădui să o repar, ce vrei, că nu mai merg. Grasule, sunt suspendat. Păi înțeleg, dar eu dădui să o repar. Grasule, nu pot să mă mișc. A, exagerez deja. Tu n-auzi, uite. Grasule, ești așa, pentru cum să... Sunt la mâna lui Grasule. Și anume pace. Știi că am un lanț mișto pe care nu l-am purtat niciodată. Dar ăla de l-ai cumpărat din suc pe acum 10 ani? Nu, bă, că m-am cumpărat niciodată lanțul din suc. E, nu. Când eram la început și tu erai sărac lipit, bine, nu că acum mai fi bogat. Fetele la dans, să vedem talent, ca în America, balans. Dar vrei să mă ajut și pe mine să urc aici? Nu pot, că nu se repară încă. Uite, în gură de mașină, pișeam așa pe tine să... Gata! Mă împinsă-i, ia să vedem. Grasule. Eu am spus, așa. O împinsă-i, dar știi ce-a făcut-i? O stricai. Îi dădui un picior. Și eu care vreau să o arunc în apă. Da. Mă rog, Grasule, hai să mă duci la un garaj și să rămânem acolo. Băieți, cam atât o să fie cu acest episod. Am vrut să rămânem prieteni? Dar normal că să rămânem prieteni. Nu mai da! N-am vrut, mă, din greșeală, ce te urli așa? Bine, că nu o stricați, dar mai aveai puțin. Păi dar nici măcar nu te atinsai, mă. Păi știu, da, costică. Da. Băi, zgama, o să fie cu acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și vă un like. În episodul data viitoare promit că vă arunc mașina aia în apă, pișeam, aș bea să mă piș. Dar nu știu ce am dat banii pe ea. Și mă arunc și eu odată cu ea, că și eu am fost dobitoc și m-am dat banii pe ea. Cam atât cu acest episod, dacă v-a plăcut, dați și voi acolo un like, ne urmăriți pe noi pe Instagram, bă, pe Facebook. Pe unde? Stai că spun acum waypoint. Uite acolo. Și noi sigur ne vedem data viitoare. Pa, pa.